Mă deranjează ieșirile astea lui Leo Strizu și tot ce povestește. Păi nu e că spune numai tâmpenii. Adică niște prostii, nici nou, că nu știu, dar mă am ținut niște prostii, că vezi, Doamne, că te face la Steaua, că el l-a dus pe meme, meme l-a dus pe el. Că eu am avut și ce discuții cu el, adică, și meme, băi, Gigi, e pe cale și el, pe credință, că da, că e frasă, că nu știu ce, că am un... Bine, mă, lasă, aș mă și eu o pâine. Dar săracul, adică îi dau să mănânce o pâine, acum vine, vorbește, el trece, el face cu tare, l-a dus el pe meme, dădea pe pisul pe afară, lucrăm, niciun nu știu, eu nici nu știu de... Câteodată mă gândesc să dea Domnul să n-ajung eu așa, adică minte, tot oamenii ăștia, cred că ei visează și după aia le transpun în viață. Adică niște, că astea nu mai vise sunt, astea nu poate să fie adevăr. Uite că nu mai minciuni. Doamne ferească, dar ce să faci să dacă asta? Păi avea de putare, mi-a zis să ia lua banii frumos, să ia nu știu ce. Și mi-a zis, oare, domnule, că mai avea încă vreo 1800 dați, adică trebuia să-i... Să-i luați în an. Și am zis, du-te mă de aici, lasă-i cadou lui. Uite că îți faci și 1800 cadou. Și băi, nu-ți vezi de treaba ta, bă. Deci de-aia nu-i bine că ți-e milă de om și după aia ție ți-e milă, că mi-a fost milă de el. Că da, ce aveam eu nevoie de știți, mi-a fost milă de el, îți mânci o pâine.